Bun. În această fază avem caseta făcută în partea de sus. Avem nevoie de încă 3 casete similare cu conținutul schimbat. O vom copia pe prima și vom schimba textul și imaginea. Putem să selectăm mai multe obiecte în același timp, ținând tasta Shift apăsată și dând click pe fiecare. Dar vedeți, dacă sunt suprapuse, este un pic mai greu, trebuie ținut și control și nu este foarte intuitiv. Mai simplu este să facem un chenar dând click cu mouse-ul și trăgând, folosind, bineînțeles, unealtea de selecție, deci săgeata asta neagră, în așa fel încât să atingem toate cele 3 obiecte. Nu trebuie neapărat să le cuprindem complet, deși câteodată pentru precizie vrem asta, e suficient să le atingem. Și acum vedem în panoul Layers, urmărind aceste 3 pătrățele, că toate 3 sunt selectate. Și ne putem da seama și pe pagină, pentru că contururile lor au toate aceste pătrățele în colțuri. Acum pot să dau copy, paste și mi le va pune pe toate 3. O să încerc tot așa să le aliniez exact pe coloană și pe parte, și în partea de jos pe linia respectivă. Aici e mai greu tocmai pentru că n-am pus conturul să se alinieze în interior, dar dacă dăm zoom reușim să facem totul să se alinieze bine la fracțiune de milimetru. Și de asemenea, recomandabil după ce ați lucrat pe un obiect de ăsta care este format din mai multe elemente, puteți să îl selectați și să dați click dreapta Group și acum se va comporta ca un singur element. Vedeți, dau un simplu click pe el și îl mut și se mută toate deodată și îmi și apare în panoul Layers ca un grup care la rândul lui poate fi desfăcut și fiecare element din el selectat. Dar asta doar la sfârșit, vă recomand după ce este finală forma. Deci, încă avem în clipboard aceste elemente, așa că o să mai dau încă o dată paste și o să copiez încă o dată aici. Dau zoom să placez exact pe intersecție. Așa. Și de aici încolo este foarte simplu. Ca să înlocuim o imagine, este suficient să dăm pe caseta în care este imaginea și putem să venim la File, Place sau din nou să folosim Ctrl D și să selectăm cealaltă imagine și imaginea va fi înlocuită automat. Putem să dăm click pe cercul ăsta să o reîncadrăm. Și cam asta este ceea ce căutăm. Și o să schimb și textul. Patricia Mihail în loc de Andrei Pleșu. Din ceva motiv mi-a schimbat dimensiunea pentru că au trecut pe același rând. Deci asta este 11 puncte, dacă bine țin minte. Nu, era 12. Și jurnal londonez de pandemie. Dacă vrem să aranjăm mai în detaliu, putem, dar nu este cazul acum. Cred că totuși este cam mare textul ăsta. Este nevoie să-l fac de 13, de fapt. Și la fel și metamorfoze, deci mă voi duce aici, deschid grupul, selectez caseta cu metamorfoze dând click pe pătrățelul din dreapta ei și
pot cu unealta de text acum să selectez aici și să pun 13 puncte. Vedeți, aranjamentul este un pic diferit. Aici am un rând foarte lung și unul scurt și aici sunt mai echilibrate rândurile. Este mai dezirabilă configurația asta să nu fie variațiune foarte mare. Așa că o să vin și o să dau aici un Shift și Enter pe tastatură. Nu doar Enter, pentru că Enter îmi face un paragraf nou și eu nu vreau să fie un paragraf nou, doar să-mi rupă rândul. Și de asemenea, vin aici și selectez din nou pagina 3. Vedeți, am 3 elemente care se numesc pagina 3, trebuie să dau seama care e care. Vedeți, l-am selectat și este cel din a treia casetă, deci vreau de fapt pe cel din al doilea mai jos. Și tot așa cu unealta de text, să scriu aici pagina 11. Și încă o variantă de a înlocui o imagine este doar de a atrage altă imagine peste cea dintr-o casetă care este selectată. Vedeți că aici nu se potrivește exact, nu e nicio problemă, putem să potrivim noi fie manual, fie există opțiunea de a potrivi automat o imagine într-o casetă. Dacă dați click pe caseta, aveți grijă să fie selectată caseta, nu imaginea. Aveți aici opțiunea Fitting și Fill Frame Proportionally va umple caseta cu imaginea la dimensiunea ei maxim posibilă. Și textul aici este Cătălin Sava. Am mutat, dau un undo rapid. Interviuri din izolare și aici din nou va trebui să schimb dimensiunea la 13. Și să dau Shift Enter înainte de din ca să echilibrez puțin rândurile. Selectez caseta cu numărul paginii și scriu acolo pagina 17. Și am rezolvat toată partea de sus. Dacă vedeți grafica la o calitate foarte scăzută, vedeți și sigla de la Dilema Veche, vedeți și poza asta, celelalte sunt mai ok, s-ar putea în primul rând să fie imagine de calitate slabă, ceea ce nu este de dorit. Aveți grijă când vă selectați imaginile să fie la calitate înaltă. Dar s-ar putea și să fie doar modul de previzualizare al InDesign-ului care redă imaginile la calitate mai slabă ca să nu consume foarte multe resurse ale calculatorului. Caz în care puteți veni la meniul View, Display Performance și de la Typical să puneți High Quality Display sau Ctrl-Alt-H și dacă vă uitați la sigla Dilema din spate, când dau click aici, se va redesena la o calitate mult mai bună, calitatea adevărată a imaginii și vedeți și această imagine se vede mult mai bine. Dacă vă merge mai încet calculatorul când folosiți InDesign, când sunteți în High Quality Mode, treceți înapoi pe Typical și nu este nicio problemă, nu este afectată calitatea reală a imaginilor, nici la export, PDF-ul pe care îl veți scoate, de exemplu, doar ceea ce vedeți în timp ce lucrați este simplificat ca să consume mai puține resurse.